Dorești tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Profită acum de noile oferte de Crăciun din Laponia și New York sau de prețurile accesibile la târgurile de Crăciun din Viena, Bratislava sau Bavaria. Iar dacă vrei să petreci în țară de sărbători, ai cele mai bune oferte de Crăciun și Revelion în cele mai cunoscute stațiuni montane și balneare din România. În plus, la noi beneficiezi de programe economice și de lux, dar și de bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 12, telefon 0265 512 008. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Una din cele mai circulate străzi din zona centrală a municipiului Reghin a fost asfaltată și reabilitată. Este vorba de strada Bujorului. Drumul face legătura între Târgu Mureș, Bistrița, Târgu Mureș, Cluj-Napoca. Din cauza temperaturilor ridicate din perioada verii, strada era plină de denivelări și s-a deteriorat. Autoritățile locale promit că lucrările de asfaltare și reabilitare vor continua și pe alte străzi importante. Strada Bujorului are de săptămâna aceasta o nouă față. Porțiunea de drum face legătura între Târgu Mureș și Bistrița, Târgu Mureș-Cluj. Zilnic este solicitată de traficul mașinilor de mare tonaj. Reghinenii din zonă, dar mai ales șoferii, se bucură de asfaltarea străzii. Asta în condițiile în care este o cale intens circulată. Denivelările și gropile rămân acum doar o amintire pentru conducătorii auto. Era numai cu grob și cu ăsta. Foarte, foarte frumos și repede ați făcut. A făcut cineva. Și erau multe denivelări. Așa, asta am vrut să zic, că denivelări foarte, foarte multe erau. Arată bine totuși, se vede că ceva se mișcă în oraș. Destul de bine arată și cazul, fiindcă să plătesc o grămadă de taxe și impozite și măcar atâta să facă. E bine, arată. E frumos peste tot. Chiar și pe strada noastră era o stradă păcătoasă pe virul spumetului. O asfaltat, o făcut șanturi, poduri, cinstelor. Mulțumit acum cum este de la. Foarte bine e acum strada. Numai așa sperăm să nu strică la anul iară din nou. Față de cum arăta, da. Erau multe denivelări. Da, era greu și pentru sufer, dar și pentru pieton. Sunt și străzi foarte bune, dar sunt și care ar trebui să arate tot așa cum arată această porțiune. În municipiul Reghin, în 2013, s-au asfaltat străzi în cuantum de 100.000 de euro, valoare care va crește odată cu demararea următoarelor lucrări. Între timp, municipalitatea continuă campania de asfaltare a străzilor lăturalnice, acolo unde se lucrează la trotuare, dar și la șanțuri.
Un elev de clasa a 8 a ajuns la spital cu un ochi rănit după ce a avut o altercație sângeroasă cu un coleg. Incidentul s-a produs la Liceul Tehnologic Petru Maior chiar în pauza mare și se pare că a pornit de la o neînțelegere banală. Totuși, copilul lovit la ochi a ajuns la cabinetul școlar și apoi la secția primirii urgențe din Târgu Mureș, iar părinții spun că astăzi a fost operat. Dar asta nu e tot. Tații celor doi copii au avut și ei la fața locului o ceartă care s-a lăsat cu avertisment scris pentru unul dintre ei, dat de polițistul ajuns la fața locului. Cercetările în acest caz vor continua dacă familia copilului lovit va depune o plângere. Incident la Liceul Tehnologic Petru Maior. Un elev de clasa 8-a a fost lovit în ochi de un coleg, după care părinții s-au certat și a fost nevoie de intervenția poliției pentru a calma spiritele. Totul a început în pauza mare, când doi băieți de clasa 8-a au avut o altercație, iar unul dintre ei a ajuns la cabinetul medical școlar pentru îngrijiri. La fața locului a ajuns prima dată mătușa copilului rănit. La ora 11 și ceva am ajuns la școală, am intrat la ora de chimie, nu era, era la cabinetul medical. Am ajuns la cabinetul medical, am intrat, l-am luat, bineînțeles că doamna dirigintă m-a întrebat că nu sunt, cine sunt eu, i-am spus cine eu și normal că m-a speriat. Văzându-l leșinat pe pat, ochii umflați, palid, verde, albastru. Normal că m-a speriat. Am spus că vreau să, domnul director dacă știe, da, domnul director știe, bun, doamnă, vreau să sesizați salvarea sau ceva. Nu mergeți liniștit acasă pentru că copilul este bine. Totul a pornit de la o, ar spune eu, copilărie prostească și a degenerat, unul dintre elevi l-a lovit pe celălalt cu capul în față, în cap mai exact, în frunte mai exact. Elevul respectiv a fost însoțit de către două colege la cabinetul medical, unde i s-a făcut o consultație, i s-au acordat primele îngrijiri necesare. Tatăl copilului spune că altercația a avut urmări grave, întrucât au fost necesare internarea și ulterior o intervenție chirurgicală la ochi. Doamnele asistente i-a spus surorii mele că este din cauza unui calmant care l-a administrat și cu siguranță mă pot duce acasă cu el că e tot ok. Copilul meu a ajuns la smurd din data de 22. Astăzi a fost scos din operație, l-a operat fisură la mușchiul ochiului. De acolo trebuie să mă ocup la neuropsiatrie cu toate analizele să văd ce pot să fac. Părinții speriați, ajunși imediat la școală, au început să vocifereze, fapt care a determinat conducerea școlii să ceară ajutorul polițiștilor. Tatăl elevului rănit spune că și-a pierdut cumpătul și din această cauză oamenii legii i-au dat un avertisment scris. Normal că ca părinte, când vezi fiul pe jumătate leșinat, bă, ce ai făcut? Te mănânc, te omor. Deci verbal. A fost sesizată poliția de către părintele copilului, am fost la sediul poliției, proces verbal, cum că adresat, agresat verbal copilul dânsului. După producerea acestui incident, la fața locului s-au deplasat și părinții, părinții elevilor, care se pare că nu au recurs la metodele pașnice pentru a se documenta, să vadă despre ce este vorba, să vadă care sunt cauzele, să vadă care sunt măsurile care se iau. A fost necesară și intervenția poliției. În continuare, desfășurăm activități pentru clarificarea acestui incident. Copilul rămâne în continuare sub supraveghere medicală și urmează ca specialiștii să elibereze actele medico-legale ce ar putea sta la baza unui dosar penal în acest caz. Ulterior am aflat că a fost dus elevul respectiv la serviciul de primire urgențe la Spitalul Județean Târgu Mureș, unde mi s-au făcut niște investigații. A rămas în spital până inclusiv în ziua astăzi se găsește în spital. Am înțeles de la părinții elevului respectiv că urmează să-i se facă o operație. Am înțeles că este spitalizat, așteptăm ca aparținătorii, părinții, să își exprime voința juridică pe acest subiect. Acesta nu este primul incident petrecut la Liceul Petru Maior în acest început de an școlar. În urmă cu ceva timp, un grup de elevi a fost tâlhărit în curtea școlii de persoane străine care au intrat în mod ilegal în incintă cu scopul de a fura.
Ziua Armatei, marcată anual pe data de 25 octombrie, nu va trece neobservată nici la Reghin. Primăria pregătește o manifestare pentru ziua de vineri de la ora 13 în Parcul Central. Programul cuprinde onorul militar și luări de cuvânt, dar și un program artistic susținut de copiii de la școlile reghinene. Primăria Reghin ne invită să participăm vineri 25 octombrie, începând cu ora 13, la acțiunile dedicate Zilei Armatei Române. Manifestările comemorative ce urmează să se desfășoare în Parcul Central din municipiu includ ceremonii de depunere de coroane și gerbe de flori, precum și un program special. Se va da onorul militar, se va arbora drapelul, va urma o slujbă religioasă și vor lua cuvântul invitați și autorități. Copiii din municipiu au pregătit un scurt program artistic pentru a marca semnificația zilei de 25 octombrie și a aduce un elogiu Armatei Române. Primăria Reghin va fi reprezentată la manifestare de primarul Maria Precup. Poliția Reghin a început o anchetă în Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară. Polițiștii caută să afle circumstanțele în care a decedat colegul lor de 42 de ani, după ce acesta a fost internat cu diagnosticul de pneumonie. Oamenii legii urmăresc să depisteze și dacă a fost o culpă medicală, iar în acest sens vor colabora cu comisiile medicale specializate. Toate acestea au început după ce familia bărbatului a depus plângere, acuzând personalul medical de mai multe erori. Revenim la subiect după ce aflăm de la Marcela ce conține Jurnalul Economic de astăzi. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic abordăm subiecte legate de IT și telefonie. Vânzările de dispozitive care se pot conecta la internet vor crește în acest an cu 4,5% față de anul anterior. Asta pe fondul unei tranziții a consumatorilor către categorii inferioare de preț, anticipează analiștii. O altă informație pe care vă aduc este că rata de penetrare a smartphone-urilor se situează în România la 27% și va ajunge la 52% până la finele anului 2017. Asta a declarat directorul de produs al unei companii de telefonie din România. Dar cu detalii despre toate acestea ne vedem după știri la Jurnal Economic. Cazul polițistului de 42 de ani care a decedat sâmbătă în spitalul din Reghin a intrat și în atenția poliției municipale. Șeful instituției spune că s-a deschis un dosar penal după ce familia bărbatului a depus plângere acuzând personalul medical de mai multe erori. La nivelul poliției municipiului Reghin a fost înregistrat un dosar vis-a-vis de o moarte suspectă în spitalul municipal. Se efectuează cercetări. În speță a fost efectuată necropsia de către Institutul de Medicină Legală. Așteptăm concluziile medicului legist. Soluția se va da prin parchet. Desigur, sunt previzibile și observațiile și obiecțiunile aparținătorilor. Vom ține cont de toate acestea și vom încerca într-un timp cât mai rapid să dăm o soluție prin parchetul de pe lângă judecătoria Reghin. Polițiștii mai spun că dosarul penal se axează pe două componente de cercetare, cauza decesului și procedura medicală utilizată în acest caz, dar pentru a se ajunge la niște concluzii, se va colabora cu comisiile medicale specializate în acest sens. Prima parte a dosarului se referă la moartea subită pentru a stabili care au fost cauzele decesului și mai mult ca sigur că obiecțiunile aparținătorilor se referă la o așa zisă culpă medicală. Probabil se vor referi la corpul de specialiști care au procedat la aplicarea tratamentului de specialitate cu ocazia internării pacientului respectiv în spital. Soția polițistului spune că bărbatul a fost internat în data de 11 octombrie cu diagnosticul de astmă bronșic-pneumonie bilaterală, după ce a urmat un tratament medicamentos prescris de medicii din Târgu Mureș. La Reghin, starea bărbatului s-a îmbunătățit până în dimineața zilei de 15, când i s-a administrat injecția obișnuită, dar după care a leșinat. Personalul medical a decis atunci mutarea în secția de ATI, unde însă nu și-a revenit complet și a decedat în seara de 19 octombrie, în urma unui stop cardiorespirator. Soția pacientului acuză personalul medical și spune că i s-a spus că bărbatul ar fi făcut o criză de epilepsie. Primele rezultate ale necropsiei arată că singura afecțiune era cea de pneumonie.
Moartea tragică a polițistului în spitalul din Reghin a ajuns subiect în presa județeană și națională. După ce postul nostru de televiziune a fost primul care a prezentat pe larg cazul, povestea tragică a fost preluată și de ziare ori televiziuni mureșene, chiar naționale. Ziariștii urmăresc firul evenimentelor și anunță că s-a deschis un dosar penal în acest caz. Anchetă privind moartea în spital a unui polițist, titrează ziarul mureșean Punctul. Publicația își începe articolul cu informația că poliția din Reghin a deschis un dosar de cercetare penală pentru moarte subită, după ce un polițist în vârstă de 42 de ani a decedat în timp ce era internat în spitalul Eugen Nicoară. Vestea a fost difuzată și de Radio Târgu Mureș, care arată că soția polițistului a acuzat spitalul că starea pacientului s-a înrăutățit după ce i s-a administrat o injecție, susținând că medicii ar fi spus că acesta ar fi făcut o criză de epilepsie. City News Mureș scrie că un polițist a murit în condiții suspecte la spitalul din Reghin, după care publică și declarația directorului spitalului, dr. Iuliu Moldovan, potrivit căruia rezultatul necropsiei arată că pacientul avea bronhopneumonie. Cazul polițistului este mediatizat și în presa națională. Gândul scrie că soția bărbatului acuză faptul că nu s-a intervenit corect. Ea a mai spus că a cerut conducerii spitalului să îi elibereze dosarul medical, după care a fost în audiență la comandantul poliției Reghin, existând posibilitatea să se plângă și forurilor medicale. Mai mulți locuitori din zona Reghin au deschis un proces în Grecia. România acuză un angajator grec de faptul că i-a exploatat prin muncă. Pățania lucrătorilor este însă cunoscută și în țară. Agenția Națională împotriva traficului de persoane prin Centrul Regional Târgu Mureș a sprijinit victimele în obținerea documentelor necesare pentru reprezentarea în instanță. Polițiștii specializați în investigarea acestui tip de infracțiune atrag atenția celor dornici de muncă peste hotare să fie precauți în alegerea ofertelor și a persoanelor pentru care vor presta. Credeau și ei că nu li se poate întâmpla tocmai lor. Totuși, au ajuns să fie exploatați prin muncă într-o țară străină. Este acuzația pe care o aduce un grup de români unui cetățean grec. Reclamanții locuiesc în zona Reghin și au cerut sprijinul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane prin Centrul Regional Târgu Mureș. Agenția i-a ajutat la obținerea documentelor necesare în vederea reprezentării în instanța de judecată din Grecia. Chiar din zona Reghinului am avut un grup de persoane exploatate prin muncă în Grecia. Și a fost un grup, deci n-au fost una, două, că au fost mai mulți. Am sprijinit aceste victime și pe partea de coordonare în procesul penal, dat fiind faptul că procesul se derula în Grecia și este mult îngreunată deplasarea acestora acolo pentru a-și susține declarațiile. Și în acest sens am fost solicitat să-i ajutăm cu întocmirea unor acte, a unor împuterniciri prin care ei să poată fi reprezentați în cadrul procesului penal de un avocat pentru ca cel care a exploatat să fie judecat. Reprezentanții Agenției Naționale împotriva traficului de persoane spun că mai există raportate asemenea cazuri de exploatare prin muncă, la fel cum există și plângeri privind traficul de persoane. Într-adevăr, există grupuri vulnerabile, există victime, iar statistica la nivel de centru, deocamdată nu pot să o dau publicității. În momentul în care vom fi autorizați și ea va exista deja ca să poată fi diseminată, o vom face cu mare drag. Și pentru că exploatarea prin muncă peste granițele țării este o realitate a zilelor noastre, polițiștii specializați în investigarea acestui tip de infracțiune atrag atenția celor care doresc să muncească peste hotare să fie precauți în alegerea ofertelor și a persoanelor pentru care vor presta. Toamna vine cu noi oportunități pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Peste 20 de firme care oferă circa 150 de locuri de muncă vor fi prezente la Târgul de Cariere. Evenimentul va avea loc la Târgu Mureș, marți 29 octombrie și se anunță mai mult decât prezentarea unei oferte de locuri. Va cuprinde workshop-uri și întâlniri cu invitați speciali. Participarea este gratuită. Sunteți în căutarea unui loc de muncă sau doriți să-l schimbați pe cel actual? Atunci notați-vă în agenda personală data de marți, 29 octombrie, locația Grand Hotel, unde va avea loc Târgul de Cariere. Organizatorii spun că sunt deja peste 20 de firme care oferă circa 150 de locuri de muncă. Vorbim de posturi în domenii precum IT, producție și tehnică, vânzări, servicii, financiar și marketing. Bursa își va deschide porțile la ora 11 și va dura până la ora 19.
2019. Noutatea ediției din acest an constă în faptul că toți candidații vor putea să se prezinte cu CV-ul într-un singur exemplar, dacă îl completează pe site, acesta fiind scanat de angajatori. Organizatorii mai propun participanților training-uri și seminarii pe tema găsirii vocației și a progresului rapid în carieră, dar și sesiuni de consultanță 1-la-1 în carieră, în cadrul unui atelier. Participarea este gratuită, iar participanții vor putea afla cum să se integreze rapid la birou, cum să lucreze mai bine cu managerii și vor putea să se inspire din poveștile invitaților speciali. Înscrieri se fac pe site-ul www.atelierul-de-cariere.ro. Se anunță un eveniment de succes pentru piața muncii, întrucât Târgul de Cariere de la Târgu Mureș are o vechime din anul 2006, răstimp în care s-au organizat peste 100 de astfel de activități, în urma cărora s-au făcut peste 18.000 de angajări. Clubul Rotary din Reghin continuă tradiția de organizare a unui bal caritabil. Evenimentul va avea loc vineri 25 octombrie la un restaurant din localitate. Vor fi prezente peste 150 de persoane, între care și cei 28 de membri cu familiile lor. Scopul este colectarea de fonduri pentru un proiect umanitar, adresat grădinițelor cu program normal din municipiu. Acestea vor primi pachete cu rechizite, ce vor fi folosite mai ales de copiii nevoiași. Și în această toamnă se anunță mare bal la Reghin. Clubul Rotary organizează cel de-al doilea eveniment caritabil de la înființare. Balul va avea loc vineri, 25 octombrie, de la ora 19, la un restaurant din oraș. De această dată va sta sub semnul Caritate pentru Educație, după cum explică președintele clubului Peter Schuler. Acest generic, Caritate pentru Educație, l-am folosit și ca titlul pentru balul nostru de caritate pe care îl organizăm în această vinere. Încercăm să strângem fonduri din taxele care se plătesc pentru a participa la acest bal și din vânzarea icoanelor și a câtorva tablouri care s-au pictat într-o altă tabără la Lăpușna. Încercăm să strângem fonduri bănești cât mai mari pentru ca acel pachet promoțional pentru grădiniță să fie cât mai mare. Proiectul înspre care se vor îndrepta fondurile colectate la eveniment se adresează grădinițelor. Membrii clubului au stat de vorbă cu educatoarele din cele 7 unități cu program normal, unde învață peste 450 de copilași. Se pare însă că nu puțin dintre ei provin din familii sărace. Spre surprinderea noastră, din 453 de copii, 186 de copii au fost bifați. Deci situația nu este foarte roză, dar noi suntem club de caritate, suntem club care ne implicăm în viața comunitară, în viața obștei, încercăm să îmbunătățim pe cât posibil situații deficitare și atunci am stabilit ca la aceste grupe să venim cu un surplus de material didactic. Reprezentanții clubului reghinean au dorit să ajute din umbră, fără a-i pune pe copii într-o postură neplăcută, așa că vor pregăti pachete cu rechizite, pentru ca și cei săraci să aibă parte de aceleași obiecte școlare ca și restul colegilor. Hârtie albă, hârtie glasată, hârtie colorată, culor, carioci, lipici, pensule, farfeci și am făcut așa un pachet opțional pe care dorim să dăm fiecare grupe. Din cele 23 de grupe, fiecare grupă va primi în raport de numărul copiilor care sunt într-o situație dificilă, un mic ajutor. Dar mai multe despre proiectele caritabile finalizate recent de Clubul Rotary din municipiul nostru și conceptul pe baza căruia funcționează, aflați la Dareghin TV, duminică, de la ora 21:30, în emisiunea Reghin Exclusiv. Copiii reghineni au avut parte joi de o dimineață magică. Teatrul Ariel din Târgu Mureș a adus pe scena Casei de Cultură Eugen Nicoară din Reghin povestea lui Ali Baba și cei 40 de hoți. Piesa de teatru a avut două reprezentații, de la ora 10, respectiv 11:30. Micuții însoțiți de învățătoare au pătruns împreună în lumea poveștilor orientale. Și pentru preșcolarii și elevii de la secția maghiară va avea loc o piesă de teatru, vineri 25 octombrie. Înainte de a intra în detalii, vă invit să aflăm de la Ionuț câte ceva despre vreme. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vineri cerul va fi parțial însorit, astfel că la Reghin temperatura maximă va urca până la valoarea de 19 grade, iar în Târgu Mureș temperatura va fi de 18 grade.
Cam atât pentru moment. Cu mai multe informații revin pe final de jurnal. Ascultăm așadar povestea de Alibaba că celor 40 de hoți. Hei, știm că e plină lumea de hoți, dar chiar 40 într-o singură poveste? Chiar 40. Hoții lui Hasarac, cei mai vestiți din toată Persia. Costume, musical, replici pline de haz și păpuși mari. Toate acestea au putut fi văzute joi de micuții reghineni în cadrul unui spectacol oriental susținut de actorii Teatrului Ariel din Târgu Mureș. Este vorba de piesa de teatru Alibaba și cei 40 de hoți, o poveste care cultivă valorile umane pozitive, dreptatea, binele și dragostea. Acestea, în întruchiparea tânărului Alibaba, vor învinge forțele răului reprezentate în piesa de Ahmed și cei 40 de hoți. Am jucat Alibaba și cei 40 de hoți, iar eu l-am jucat pe Alibaba, sigur că da. A fost foarte frumos, ca de altfel în toate orășelele de județul nostru, unde mergem și în sate, în comune. Copiii sunt foarte receptivi. Noi încercăm să jucăm cât mai bine, cât mai frumos, cât mai... Spectacolul a umplut sala Casei de Cultură Eugen Nicoară, iar preșcolarii însoțiți de învățătoare au pătruns împreună în lumea poveștilor orientale. Importante deoarece le dezvoltă foarte multe deprinderi și chiar deprinderea de a mânui. Noi foarte mult la clasele pregătitoare avem jocuri de rol. După ce se va termina piesa, mâine vom discuta pe această temă și voi întreba ce au înțeles și vom încerca să vedem dacă într-adevăr copiii de la clasa pregătitoare pot să înțeleagă aceste piese. Oricum, ne bucurăm că sunt și păpuși în această piesă. Actorii Teatrului Ariel aduc pe scena Casei de Cultură o piesă de teatru și pentru micuții de la secția maghiară. Toți preșcolarii și elevii unităților de învățământ din Reghin cu predare în limba maghiară sunt așteptați vineri 25 octombrie de la ora 10, când are loc prima reprezentație, respectiv 11:30. Elevele de la balet din cadrul gimnaziului Reghinean Mirona vor ieși din nou în public. De această dată vor evolua la Târgu Mureș, în cadrul galelor studențești 2013, găzduite de Casa de Cultură a Studenților. Spectacolul poartă numele de Fantezie de Toamnă și va avea loc vineri 25 octombrie de la ora 18:30. Îndrumătoarea balerinelor din Reghin, Ioana Adriana Ispas, este și coregraful întregului spectacol, care va cuprinde momente variate de dans, prezentări de modă și expoziție foto. În atmosfera caldă a frunzelor de toamnă, Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș ne invită vineri 25 octombrie de la ora 18:30 la sala studio din cadrul Universității de Artă Teatrală. Va fi spectacolul eveniment Fantezie de Toamnă și decernarea premiilor galelor studențești 2013. Această seară va reuni Gimnaziul Mirona sub îndrumarea coregrafei Ioana Adriana Ispas și a studenților colaboratori din diferite centre universitare mureșene. Spectacolul eveniment va celebra frumusețea dansului modern, cu dans clasic, momente de folclor autentic, dar și momente inedite. Din program mai fac parte prezentări de modă și expoziție foto. Show-ul va fi moderat de Codruța Turcu. Fotografia este realizată de reghineanul Robert Matei, iar regia și coregrafia sunt asigurate de Ioana Adriana Ispas. Nu ratați așadar un spectacol plin de fantezia toamnei, în care balerinele din Reghin își vor manifesta din nou talentul și dăruirea pentru dans. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea cu privire la procesul pierdut de moștenitorii lui Banfi. Materialul cu privire la ședința ordinară a Consiliului Reghinean s-a clasat pe locul 2 ca număr de accesări. Pe locul 3 ca număr de vizionări s-a clasat știrea despre conferința susținută de profesoara Luiza Iliescu, Reiki, un alt mod de viață. Știrea cu privire la procesul pierdut de moștenitorii lui Banfi se află pe primul loc ca număr de vizionări pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu aproape 800 de accesări.
informația cu privire la noua emisiune introdusă în grila Dareghin TV, Pot să fiu ostea, se află pe poziția a doua, cu aproape 700 de vizualizări. Pe a treia poziție, ca număr de accesări peste 500, se află rubrica Jurnal Plus cu instructorul auto Ioan Grecu despre modificările aduse codului rutier. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Dareghin TV și participați activ la emisiunile noastre. Joi 24 octombrie de la ora 19:30 începe noua emisiune Pot să fiu ostea, emisiune ce are ca protagoniști 15 copii de școală generală care se întrec în interpretare. De la ora 21:30, Emeș Ardelean vă invită la Fițe de Provincie, alături de Alina Dolha, pe tema Artă și pasiune. Vineri 25 octombrie, de la ora 21:30, Cătălin Cioba vă invită să vă începeți weekendul pe un drum cu voia bună, alături de invitata emisiunii, Ancuța Fărcaș. Puteți participa activ la emisiunile noastre prin numărul 0365-100-116 sau prin mesaje pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți urmări în continuare jurnalul de sport. Va urma apoi jurnalul economic și cursul valutar, jurnalul de vreme, rubrica Atunci și Acum, iar la final rubrica Jurnal Plus, care va aduce detalii despre școala de muzică, ce a împlinit 55 de ani. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice. Rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou. 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Cazane pe combustibil solid Atmos și Visman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Visman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servis în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1, sau la telefon 0265-307-221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură. Complexul turistic AIM. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir. Hotel de 3 stele. 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial. Sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA. Reghin Bistrița, kilometrul 5. Strada Dealul Brezii, numărul 45.
profesional Guard. Promptitudine, profesionalism, siguranță, respect. Profesional Guard. Proiectare și instalare, monitorizare video, monitorizarea permanentă a sistemului de alarmare, intervenție operativă a echipajelor, însoțire transport valori, paza și protecția obiectivelor civile și industriale. Profesional Guard. Securitatea și siguranța dumneavoastră. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Din nou, victoria nu se leagă de ASEA Târgu Mureș. După ce etapa precedentă a fost învinsă de FC Bihor, gruparea pregătită de Ioan Ovidiu Sabo a reușit doar un egal alb în partida restantă de pe teren propriu cu FC Olt Slatina. Roșalbașii au dominat teritorial, dar nu au reușit să-și creeze situații clare de gol, asta în condițiile în care evoluau în superioritate numerică încă din prima repriză. ASEA Târgu Mureș a reușit doar un egal cu FC Olt Slatina. Jocul restant, disputat pe stadionul Transil, s-a încheiat sec 0-0 și Ioan Ovidiu Sabou rămâne fără victorie în primele două meciuri de la revenirea pe banca tehnică a mureșenilor. Partida a fost una anostă, lipsită de ocazii la poartă. Roșalbaștrii au avut oportunitatea de a se impune în condițiile în care evoluau în superioritate numerică încă din prima repriză. În minutul 37, Ivănică a văzut direct cartonașul roșu în urma unui atac violent la capitanul Silaghi. În partea secundă, Bumba a trimis în plasă mingea respinsă de portarul oaspeților la șutul lui Huiban, dar a fost semnalizat în poziție de offside. În urma acestui semieșec, ASEA rămâne pe locul 7 cu 9 puncte și doar 4 goluri înscrise în 7 partide. În etapa următoare, trupa lui Sabău va primi vizita formației CSM Râmnicu Vâlcea, sâmbătă de la ora 18. BC Mureș a transferat un fundaș muntenegrean. Ivan Jelenić este, începând de săptămâna aceasta, noul jucător din junglă. Basketbalistul a evoluat sezonul trecut pentru Lei din Banat, unde a disputat 16 partide, iar 6 a mai jucat în cupele europene. Sârbul poate fi folosit atât pe postul de conducător de joc, cât și pe poziția a doua. Ivan Jelenić este, începând cu această săptămână, noul jucător al echipei de basket BC Mureș. Fundașul muntenegrean în vârstă de 28 de ani a fost adus pentru a întări postul de conducător de joc, dar va fi folosit și pe poziția a doua. Basketbalistul cunoaște campionatul românesc, asta deoarece în sezonul 2012-2013 a disputat 16 partide în culorile echipei BC Timișoara, cu care a mai jucat 6 meciuri în Cupa Euro Challenge. La Timișoara a avut o medie de 9,9 puncte, 1,4 recuperări și 1,3 asisturi pe meci în aproape 25 de minute. Din retur s-a transferat la echipa muntenegreană Podgorița, cu care a jucat 3 meciuri în Liga Adriatică și 15 în campionatul intern. A devenit campionul țării și a jucat finala cupei, iar în Liga Adriatică a terminat pe locul 5. Ivan Jelenić a făcut parte și din Naționala Muntenegrului, cu care a reușit calificarea la campionatul european Eurobasket din Slovenia, dar acolo nu a mai prins lotul. Atât pentru astăzi, ne revedem mâine la aceeași oră. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
nou. Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 26 august 2013 și 16 decembrie 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uști PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, o combină frigorifică LG. Premiul 2, un televizor LED LG Full HD. Premiul 3, o mașină de spălat LG. 3 cuptoare cu microunde și 4 mașini de tocat. Tragerea la sorți va avea loc în data de 18 decembrie 2013. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua, găsiți în locațiile din regiune. Strada Gării numărul 44, telefon 0265-511700 și în Toplița, strada Gării numerele 48, telefon 0266-342-128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine! Fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Bun
găsit la Jurnal Economic. Vânzările de dispozitive care ne pot conecta la internet, cum ar fi computere, tablete și smartphone-uri, vor crește în acest an cu 4,5% față de anul anterior, pe fondul unei tranziții a consumatorilor către categorii inferioare de preț. Asta anticipează analiștii Gartner. Ziarul financiar consemnează că livrările de tablete vor consemna un avans de aproape 43% la 184 de milioane de unități, potrivit datelor companiei de cercetare. Gartner notează că tabletele de dimensiuni mici cu diagonala de până la 8 inci sunt tot mai populare și vor continua să înregistreze o evoluție a vânzărilor mai bună decât tabletele mai mari, trend care va atrage în jos prețurile. Anticipăm că sezonul sărbătorilor de iarnă va favoriza tabletele de dimensiuni mici, a declarat vicepreședintele de cercetare al companiei. Vânzările de computere, desktop și laptopuri vor continua să scadă cu livrări totale de 308 milioane unități, în declin cu 11,2% față de anul trecut. Rata de penetrare a smartphone-urilor se situează în România la 27% și va ajunge la 52% până la finele anului 2017. Asta a declarat directorul de produs al unei companii de telefonie din România. La nivel internațional, penetrarea smartphone-urilor este de 23%. America de Nord și Europa de Est ocupă primele locuri în acest capitol. România are o rată de 27%, dar în 2017 va ajunge la 52%, iar la nivel global va fi de 43%, consideră oficialul. Șeful diviziei Telecom a Samsung România, Sorin Manea, a afirmat că în luna septembrie smartphone-urile au depășit ca vânzări telefoanele tradiționale pe piața românească. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează Cursul Valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 45 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei și 26 de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 3 lei și 62 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei și 25 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 52 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 40 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 18 bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei și 52 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 12 bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 47 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 138 de lei și 63 de bani. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Vineri la Reghin, cerul va fi parțial însorit cu temperaturi oscilând până la 19 grade. La Târgu Mureș se vor înregistra 18 grade Celsius, în timp ce la Deda vor fi 18, la fel și în Batoș, iar la Ibănești se vor înregistra 19 grade Celsius. Dacă doriți să vă deplasați în afara județului nostru, vă invit să urmăriți prognoza Meteo pentru orașele următoare. În București cerul va fi predominant însorit, astfel că mercurul din termometre va urca până la valoarea de 19 grade. Acestea au fost datele despre vreme. Cu noi informații vă așteaptă Cristina mâine la aceeași oră. Sunt Ionuț Cioloca, vă doresc o zi plăcută în continuare. La revedere! Bine v-am regăsit!
Reghinul este singurul oraș din țară și dintre puținele orașe din lume în care omul și-a lipit urechea lângă lemn, încercând să deslușească mesajele lui Dumnezeu, rostită într-o limbă universală, muzica. Reghinenii au simțit că, dincolo de scândura ce servea la construcții, locuințe, biserici sau la mobilă, lemnul pipăit într-un anume fel de mâinile meșterilor transmitea și alte mesaje de undeva de dincolo de unde cele cinci simțuri firești le puteau percepe. Artiștii lutieri reghineni s-au format la școala domnului Roman Boianciuc, născut la Cernăuți în anul 1912, stabilit din 1951 în orașul nostru. La Reghin, încă din anul 1928, funcționa un atelier de fabricat părți de instrumente muzicale. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Ilișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Doamnelor și domnilor, suntem la Școala Gimnazială Augustin Maior, la secția de muzică și arte plastice și stăm de vorbă cu doamna director adjunct Lavinia Zamfir, profesor de pian. Școala, secția de muzică a împlinit 55 de ani de activitate. De la înființare se împlinesc 55 de ani. Ați marcat acest moment printr-un spectacol. Da, ne-am fi dorit foarte mult ca la 1 octombrie să putem marca împlinirea celor 55 de ani de existență a școlii, deoarece eram la început de an școlar, copiii nu puteau să prezinte un recital așa cum ne place nouă și atunci am renunțat la a organiza niște momente festive. Dar cineva ne iubește foarte mult și așa s-a întâmplat că în această săptămână am avut două surprize deosebite. Luni, în data de 21 octombrie, am avut în recital prezența unor interpreți de la Târgu Mureș. Este vorba de membri din formația Tiberius. Am avut un quartet cu pian și am avut o interpretă la oboi acompaniată la pian. Artiștii din Târgu Mureș destul de des ne vizitează școala și este un lucru bun pentru că aduc bucurie în sufletele copiilor. Copiii pot să vadă unde pot să ajungi dacă studiezi, dacă perseverezi în studiul instrumentului. Surpriza și mai frumoasă decât ce a fost luni, deși amândouă momente au fost deosebite, dar consider că a fost o surpriză nemaipomenită, faptul că domnul Vizi Francisc, cel pe care cred că orice reghinean îl cunoaște, pianist în Franța, a dorit să vină să ne împărtășească momente frumoase, a vrut să fie prezent în școala noastră și lucrul acesta s-a întâmplat chiar ieri, miercuri. Dumnealui nu a venit singur, a venit împreună cu soția, doamna Ellen Cuver, și a adus-o și pe concertmaestrul de la Filarmonica din Târgu Mureș, doamna Roxana Oprea, și a mai avut un invitat, tot din Franța, pianistul Charles Laveau. A fost un moment deosebit, sala de spectacol a fost plină și nu numai. Deci am stat și pe holuri ca să ascultăm. Unde ne-am bucurat. Unde s-a ținut? Unde a avut loc? În sala festival. Aici? Da. Da, da, da. Și uite, așa am marcat și noi cei 55 de ani de existență. Domnul Vizi Francisc a fost elevul acestei școli și cu atât mai mult pentru noi a fost un moment de suflet. Uite că cei care au studiat aici au putut să ajungă departe, să facă cinste școlii și cinste țării, dar n-au uitat de unde au pornit. Se întorc din când în când, se întorc să
se întâlnească cu foștii profesori sau să viziteze sălile pe unde au parcurs anumite discipline și apoi își dau seama că elevii au nevoie să aibă și legătură directă cu artiștii interpreți. Întotdeauna școala de muzică din Reghin a dat rezultate, a dat elevi meritoși care au ajuns departe. Într-adevăr. În momentul de față, dacă aveți participări la olimpiade, la concursuri naționale sau județene? Sau... Dat fiind că suntem la început de an școlar... Pentru anul trecut, am avut elevi care ne-au reprezentat cu cinste și chiar și la un concurs internațional, concurs de vioară în Ungaria, unde eleva Farkas Cezara s-a prezentat frumos și a fost răsplătită pe măsură cu bronz, deci cu premiul 3. În același loc am avut și înainte cu un an participare, 4 elevi au fost la concursul de pian. În fiecare an avem copii care participă la olimpiadă, avem și olimpiada organizată faza pe școală și ne-am și propus deja activități pentru anul școlar în curs. Dar aș vrea să subliniez, chiar dacă nu toți copiii participă la concursuri sau prea puțin copii ajung să se orienteze spre un liceu vocațional de artă. Deci prea puțin se hotărăsc să urmeze o cale, să-și înceapă construcția la cariera muzicală. Nu acestea sunt cele mai răsunătoare rezultate, deși noi ne bucurăm pentru acestea. Nu poți să aștepți ca toți elevii din această școală să urmeze o carieră muzicală. Unde am ajunge? Și ce am putea noi să le oferim? Nu sunt atâtea locuri de muncă. Dar faptul că timp de 8 ani parcurg cei de la muzică și 4 ani cei de la arte plastice, parcurg disciplinele care se predau aici, învață să privească arta cu alți ochi. Așa este. Acestea sunt adevăratele culturi generale și, în general, muzica dezvoltă și alte capacități intelectuale. De exemplu, matematica este văzută mult mai ușor, în general, de cei care fac muzică. Sigur că da, există legătură, noi știm, între muzică și matematică. Și tare mi-ar place ca toată lumea să fie mai deschisă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă într-o astfel de școală, în școală de muzică și arte plastice, și să vadă care sunt realele rezultate. Dar copiii vin către școala de muzică, adică aveți la concurență la examenele de admitere. Există, noi suntem bucuroși că există interes pentru școala de muzică. Părinții vin în fiecare primăvară, deja se interesează când va avea loc acel examen de admitere. Noi ne bucurăm și nu e așa de ușor să alegi din 50-60 de copii 20. Nu înseamnă că aveți de unde alege, înseamnă că sunt foarte mulți copii talentați. Da, sunt. Și suntem fericiți că putem să funcționăm în continuare și aș vrea ca, de fapt mi-am propus ca întotdeauna când am ocazia să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la tot ceea ce s-a întâmplat aici în școală, au contribuit la bunul mers al activităților de aici. În primul rând, îi mulțumesc doamnei primar și mulțumesc Consiliului Local, domnului deputat Gliga și nu în ultimul rând conducerii școlii gimnaziale Augustin Maior, care a fost trup și suflet alături de noi. Da, pentru că era în discuție undeva în trecut sau a fost. Era o discuție cum că ar trebui distanța. Aș vrea să nu ne mai amintim de acele momente. A fost un moment foarte tensionat. Da, și să vedem partea bună, să fim bucuroși că totul s-a rezolvat și eu sper ca acest lucru să fie pe termen lung. Așa este, mai ales că, uite, deja
funcționează de 55 de ani, atâtea generații de elevi au trecut pe aici, deja artiști, mulți dintre ei artiști consacrați, da, pe marile scene. Ar fi păcat să nu mai fie așa ceva. Și dacă tot suntem spre finalul interviului și să revenim puțin la cei 55 de ani, ce vă doriți pentru acest an școlar? Sau ce planuri aveți? Mai aveți anume activități de oferit către public? Bineînțeles. În primul rând îmi doresc ca toți elevii să fie cât mai hotărâți în a ajunge ținta pe care și-au propus-o pentru anul acesta școlar. Îmi doresc ca să fie pregătiți pentru momentele când e normal să avem recitaluri și momentele acelea sunt deja aproape, vine Crăciunul, noi trebuie să avem atunci cel puțin un recital, dacă nu mai multe, dar dorim să marcăm și Ziua Drepturilor Copiilor pe 20.